foarte bine dus-o. Presiune intensă a farului și un șut destul de sănătos tras din afara cărului de Hefte Betancourt. Mladen. Da, Mladen joacă mijlocaș. S-a văzut la faza asta. Centrare bună! Centrare bună a lui Damien Dussault și o reluare din Demi Vole, puțin peste poartă, execuție destul de grea pe care Hefte o ratează. Dar faza a fost frumoasă, să vedem dacă lucrul este offside. Încă o dată Dussault, terenul advers, acolo a stat, nu este Dussault, este Artean. Reprimește Artean, arată bine centrarea. Minge este în poartă. Se pare că golul este validat. Mi s-a părut că este offside la Hefte. Și după un sfert de oră, deschidere de scor. Centrarea bună a lui Artean. Nu este offside. Nu este offside. Hefte este scos din offside de Dumitriu, jucătorul cu numărul 11, care stă acolo chiar la colțul careului mic. Nu se vede în acest cadru. Stop cadru realizat de colegii din CAR. Ne lămurește. Centrează și Ganea. O face bine, minge în careu. Acolo este Pitu. Pitu, dribling reușit, șutul lui Pitu și este o ratare colosală a lui Hefte. Fază frumoasă, din nou centrare foarte bună. Dată de data asta de Ganea, mingea îl găsește pe Pitu. Cele 4 meciuri și 18 minute. Hai să vedem acest atac al lui Pitu. Sunt dezlănțuiți constanțenii. Centrarea lui Purece. Minge aruncată bine peste apărare. Iese Ducan și șutul lui Hefte este în plasa laterală. Minge ajunsă în careu, Hefte, foarte bună această pasă, centrare pe jos, a fost chiar cea mai bună idee. Dar jocul prinde imaginație și faza este periculoasă pentru că o prinde pe viitorul, pe farul în plină urcare și ratează acolo formidabil Rusu. Două greșeli mari, două greșeli care puteau să ducă la un dezvoltământ nefericit pentru echipa gazdă. Ne câștigă însă de Neuer. Fază dubioasă. Iacob se duce să vadă ce a pățit adversarul său. I-a spus și vreo câteva vorbe, probabil, lui Hefte. Ia să vedem. Da. Da, e contact acolo. Un contact extrem de scurt. Aici este contact. Și după părerea mea, sunt circumstanțe serioase pentru o lovitură de la 11 metri. Se duce un jucător pe linia porții, abia acum se prinde, se prind și cei de la Mioveni, șutul și mingea intră în poartă! 1-1! 1-1 scrie Rusu! Golul este valabil. Iată lovitura liberă, bătută. Încearcă să intervină acolo Blănaru. De fapt, intervine Blănaru. Cred că și fără intervenția lui mingea se ducea, cred că se ducea în poartă. Așteaptă să se adune cu echipierii săi în careu. O minge care țopăie și este fructificată. Înscrie Ciobanu, ce greșeală în apărare. Încă un gol primit pe final de meci de echipa lui Alex Pelici.
lui Giga Hagi i-a revenit culoarea în obraj. Ciobanu reușește să fructifice. Acolo greșește, după părerea mea, Iacob, preocupat în primul rând să îl blocheze pe Hefte. Balonul trece de el, cade, trece și de Scarlatache, cade acolo în fața porții și șutează din prima.